În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pacea să fie cu voi. Să ne bucurăm cu toți în Domnul, celebrând sărbătoarea beatificării fericitului Ieremia și împreună cu toți îngerii să-L lăudăm pe Fiul lui Dumnezeu. Astăzi, prin fericitul Ieremia, avem bucuria să privim cerul și să năzuim spre cer, bucurându-ne de soarta fericită a Sfinților pe care ni i-a dat Dumnezeu ca prieteni și modele de viață. În numele fraților capucini, vă salut și vă spun bine ați venit, preasfințite Petru, Episcop emerit, să prezidați această sfântă liturghie. Vă mulțumim pentru prietenie și apropiere. Un bun venit tuturor preoților, părintelui decan Cojocaru, confraților capucini, persoanelor consacrate, domnului director al Liceului Teologic, cât și profesorilor și elevilor, și tuturor credincioșilor aici prezenți, cât și celor care ne urmăresc la posturile de radio RCS FM, Radio Maria, postul de televiziune Maria TV. Bunul Dumnezeu să ne copleșească cu darurile și harurile sale prin mijlocirea fericitului Ieremia, prezentându-i toate intențiile noastre și implorând binecuvântare și milostivire. Fiul omului nu a venit pentru a fi slujit, ci ca să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Aleluia! Lăudat să fie Iisus Hristos! Pace și bine! Acum ce are nici Părinte Custode, Părinte Rector al Sanctuarului, dacă Părinte Ubaldo, cele voastre, părinți, concelebranți, începea asta, Părinte de Cam, unești, dragi frați și surori în Hristos, iubiți cinstitori ai fericitului nostru Ieremia, dragi credincioși, suntem aici pentru a-i aduce mulțumirea lui Dumnezeu pentru marele dare pe care mi l-a făcut prin fratele Ieremia. Să aducem laudă lui pentru că așează în fața noastră mereu un exemplu de urmat. Astăzi aici, cel care l-a ales, care l-a susținut și întărit și l-a făcut să fie sfânt, Iisus Hristos, care se jertfește pe altar pentru noi, continuă să ne încurajeze, invitându-ne să privim spre fratele și confratele nostru Ieremia. Pentru a celebra cu vrednicie jertfa Sfintei Liturghii, după salutul pe care îl aduc și în numele preasfințitului nostru Episcop Iosif, ne dispunem acum, cerând iertare pentru toate păcatele, ca rugăciunile noastre să fie primite de Dumnezeu, iar jertfa Sfintei Liturghii se reverse peste noi, de la Iisus de pe cruce, darurile bucuriei slujirii și ale mântuirii. Spunem din inimă, mărturisesc lui Dumnezeu atotputernic și vouă, fraților și surorilor, cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea. Din vina mea,
din prea mare minune. De aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeu. Să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Dreapta Tatălui, miluiește-ne pe noi,
fiindcă Tu singur e Sfânt, Tu singur Domn, Tu singur prea înalt, Iisuse Hristoase, împreună cu Duhul Sfânt, într-un mărirea Lui Dumnezeu Tatăl. Care l-a înzestrat pe fericitul Ieremia cu darul de a-l imita pe Fiul Tău în slujirea și totala dăruire de sine pentru frații Săi. Ajută-ne, te rugăm, ca prin exemplu și mijlocirea Lui să conlucrăm la opera de mântuire a tuturor oamenilor, mergând pe calea indicată de Sfânta Evanghelie, adică a umilinței și a carității, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Fiul meu, săvârșește faptele tale cu multă modestie și vei fi iubit mai mult decât orice om care împarte daruri. Cu cât ești mai mare, cu atât să te umilești mai mult și vei afla har înaintea Domnului. Mare este puterea Domnului, dar El este preamărit de cei smeriți. Nu râvni la ceea ce este prea greu pentru tine și nu cerceta ceea ce întrece puterile tale. Gândește-te la ceea ce ți s-a poruncit și nu te ocupa de lucrurile ascunse. Nu fi curios să cunoști ceea ce te depășește, deoarece cunoștințele omenești care ți s-au descoperit îți sunt de ajuns. Nu căuta lucrurile zadarnice, căci ți s-au descoperit destule dintre cunoștințele omenești. Prezumția i-a făcut pe mulți oameni să rătăcească, iar lipsa lor de chibzuință a făcut ca gândurile lor să se abată de la calea cea dreaptă. Sunt mulți oameni mari și îngânfați, dar celor mici le descopere Dumnezeu tainele sale. Cuvântul Domnului. Fie numele Domnului binecuvântat, de acum și până în veac. Slujitorii ai Domnului, lăudați numele Domnului, fie numele Domnului binecuvântat, de acum și până în veac. De la răsăritul și până la apusul soarelui, fie numele Domnului lăudat. Domnul este prea înalt, mai presus de toate națiunile.
slava Lui este mai presus de ceruri. Cine este ca Domnul Dumnezeul nostru, care locuiește atât de sus, care își pleacă privirea să vadă ce se petrece în cer și pe pământ? El ridică pe cel slab din țărână, înalță din mizerie pe cel sărac, pentru ca să-l așeze alături de conducătorii, de conducătorii poporului său. Citire din scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Ioan. Prea iubiților, noi știm că am trecut de la moarte la viață, pentru că îi iubim pe frații noștri. Cine nu iubește pe fratele său, rămâne în moarte. Oricine urăște pe fratele său, este un ucigaș și știți că niciun ucigaș nu are viața veșnică în el. Prin aceea am cunoscut iubirea, că El și-a dat viața pentru noi. Și noi, deci, suntem datori să ne dăm viața pentru frații noștri. Dacă cineva, având bogățiile lumii, îl vede pe fratele său ducând lipsă și își închide inima față de el, cum poate să rămână în el dragostea lui Dumnezeu? Fiii mei, să nu iubim numai cu vorba și cu limba, ci într-adevăr prin fapte. Cuvântul Domnului. Sunt duh și viață, Tu ai cuvintele vieții veșnice. Amen.
să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. În acel timp, iată că un învățat al legii s-a ridicat ca să-L pună pe Iisus la încercare, spunând: Învățătorule, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? El i-a zis: Ce este scris în lege? Cum citești? Acesta, răspunzând, a zis: Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din toată puterea ta și din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. El i-a spus: Ai răspuns bine, fă aceasta și vei trăi. Acela însă, voind să se justifice, i-a spus lui Iisus: Și cine este aproapele meu? Iisus a continuat: Un om cobora de la Ierusalim la Ierihon și a căzut în mâna tâlharilor, care, după ce l-au dezbrăcat și l-au strivit în bătaie, au plecat lăsându-l pe jumătate mort. Din întâmplare a trecut pe drumul acela un preot, dar văzându-l a trecut mai departe. La fel și un levit, fiind prin locul acela văzându-l, a trecut mai departe. Dar un samaritean oarecare ce călătorea a venit lângă el și văzându-l i s-a făcut milă. Apropiindu-se, i-a legat rănile, turnând un de lemn și vin. Apoi, urcându-l pe animalul său de povară, l-a dus la un han și i-a purtat de grijă. În ziua următoare a scos 2 dinari, i-a dat hangiului și i-a spus: Îngrijește-te de el și ceea ce vei mai cheltui îți voi da când mă voi întoarce. Cine dintre aceștia 3 crezi că este aproapele celui căzut în mâinile tâlharilor? El a răspuns: Cel care a avut milă de el. Atunci Iisus i-a spus: Mergi și fă și tu la fel. Cuvântul Domnului. Lăudat, Doamne, în Sfinții Tăi! Fii lăudat și binecuvântat, Doamne, în familia creștină, în familia fericitului Ieremia! Preasfințite, dragi confrați, dragi credincioși, dragi cinstitori ai fericitului Ieremia, prezenți și cei din media și online! Suntem din nou prezenți aici, în acest sanctuar, care vrea să ne pună în lumină un confrate de-al nostru, care a trăit pe meleagurile noastre, dar și-a dus la desăvârșire vocația pe meleagurile Italiei. Evanghelia pe care tocmai am ascultat-o ne ajută să intrăm în tainele care au făcut ca acest tânăr din mijlocul nostru să fie cinstit
de fiecare dintre noi. Am ascultat o simplă întrebare, sau poate putem observa că nu este chiar simplă, și sună cam așa: Învățătorule, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Există întrebări autentice, dar sunt și întrebări retorice pe care le întâlnim aproape zilnic în viața noastră. Primele, întrebările autentice, conduc la adevăr. Cele retorice sunt doar modalități, poate, de a căuta ca mereu să ai sau să avem dreptate. Frumoasa întrebare care este adresată lui Iisus are defectul de a fi pusă să-L pună la încercare și nu pentru a afla adevărul. Acesta este motivul pentru care Iisus răspunde întrebând la rândul Său ce este scris în lege. Și zice Iisus: ce este scris în lege? Cum citești? Interlocutorul răspunde: să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din toată puterea ta și din tot cugetul tău, iar pe aproapele ca pe tine însuți. Și răspunsul lui Iisus vine neîntârziat: bine ai spus, fă asta și vei trăi. Dar cei care știu teoretic răspunsul trebuie să înțeleagă și care este adevăratul sens a ceea ce știu. Învățătorul legii l-a chestionat pe Iisus și cere explicații suplimentare pentru că vrea să se justifice. Dar se găsește pe neașteptate cu explicație care îi schimbă complet perspectiva. Așa s-a născut pilda bunului samaritean, pentru a da explicații unui astfel de om. Ceea ce contează însă este că ceea ce explică Iisus în pildă este într-adevăr ca o hartă de urmat pentru a înțelege în practică ce este iubirea. Scena este simplă. Un bărbat are o experiență proastă cu tâlharii. Îl jefuiesc, îl bat, îl lasă pe jumătate mort și mai apoi trec mai întâi de toate un preot, apoi un levit, dar sunt neglijenți, nepăsători și trec mai departe fără să se oprească. În schimb, un samaritean care trece pe acolo se oprește, îl ajută, îl urcă pe animalul său de povară, îl duce la un han și plătește pentru el. Iată marea lecție a Evangheliei de astăzi. Iubirea este opusul indiferenței. Dragostea este un compromis cu viața celui care ocazional, după cum spune Evanghelia, îl încrucișăm în viața noastră. Dragostea nu înseamnă a-ți recunoaște aproapele. Dragostea înseamnă a fi aproape, a deveni ceea ce căutăm în alții. Nimeni, după o asemenea explicație, nu poate să se mulțumească să cunoască teoria, pentru că iubirea este o chestiune practică. Vedem cu ochii credinței că Dumnezeu ne întinde o mână de ajutor azi și prin exemplul fericitului Ieremia. În necazurile de zi cu zi care ne copleșesc deseori, putem învăța de la El că numai munca cinstită, dăruirea de sine, sacrificiul, chiar dacă momentan par a nu fi apreciate și poate de cele mai multe ori luate în râs, pot aduce rezultate care să dureze în timp. Și în viața fericitului Ieremia au fost destule neînțelegeri, de râdări, însă el a știut să le transforme în virtuți pentru sfințirea sa și nu numai a sa, ci și a acelora care nu îl înțelegeau. I-a fost încredințată îngrijirea fraților bolnavi
și nicio altă ascultare putea fi mai potrivită firii sale și mai dragă inimii sale. Nimeni mai mult decât el putea avea harul unei dăruiri de sine absolute și senine pentru alinarea suferințelor celui ce îndura în trup și suflet. Bolnavii, loviți de bolile cele mai teribile și respingătoare, de care ceilalți fugeau, fie din cauza dezgustului, fie că din cauza suferințelor deveniseră netratabili sau înnebuniseră, odată încredințați grijilor sale, ori ameliorau, ori dobândeau resemnarea necesară îndurării atâtor suferințe. Și cu toții ar fi vrut să-l aibă alături, însă el îi alegea pe aceia care erau evitați de ceilalți, gata întotdeauna să împlinească slujirile cele mai umile, ziua ca și noaptea, fără a ține seama nici de repulsie, nici de nevoia de odihnă. Atât de mult își iubea bolnavii, încât a putut să afirme când era bolnav de moarte: acum, a spus el, chiar că vreau să merg să-i reîntâlnesc pe șchiopii și ologii noștri. Pentru ei, pentru bolnavi, abuza chiar și de prețuirea pe care întregul popor napoletan o nutrea față de el, cerând tot ce putea să le ușureze suferințele. Pentru ei cerșea ca și pentru săracii care necontenit băteau la ușa conventului, convinși fiind că nu vor pleca de la el fără să fi primit câte ceva. Și ochii și-ar fi dat pentru ei. Atunci când ieșea din convent, avea întotdeauna câte ceva pe care putea să-l dea celora pe care i-ar fi întâlnit. Iar ca să o facă, mai înainte de a ieși, căuta peste tot și lua tot ce putea, bucăți de pâine, castane și alte asemenea. Iar când ceilalți frați, glumind cu el, îi spuneau: frate Ieremia, ce faci? Furi? El răspundea: săracii, săracii, noi am mâncat. Săracii nu au ce mânca. Viața întreagă era atât de dăruită slujirii lui Dumnezeu și aproapelui său, încât în februarie 1625, pentru a se duce să-l viziteze pe Don Giovanni d'Avolo, fratele marchizului de Pescara, bolnav la Torre del Greco, care îl ceruse pentru mângâierea sa, din cauza vârstei înaintate și anotimpului friguros, la întoarcere a fost lovit el însuși de o boală cumplită. Dragostea, pasiunea fratelui Ieremia pentru cei bolnavi, săraci și părăsiți, ne spune că locul bisericii și locul nostru este cât mai aproape de crucea Domnului, fără a fi înspăimântați de ea, de suferință, de moarte, pentru că noi știm că istoria este deja mântuită. Chiar și atunci când privim în noi înșine la viața noastră plină de păcate și rele, chiar și atunci trebuie să găsim forța de a repeta împreună cu Apostolul: unde s-a înmulțit păcatul, s-a revărsat cu prisosință harul, pentru ca, după cum păcatul a domnit prin moarte, la fel să domnească prin justificarea ce duce la viața veșnică prin Iisus Hristos, Domnul nostru. În viața noastră s-a revărsat cu prisosință harul lui Hristos, tocmai pentru ca să fim servitori fericiți. Suntem fericiți tocmai pentru că veghem, pentru că stăm în rugăciune și cu sufletul curat așteptăm întoarcerea Stăpânului. Vegherea fratelui Ieremia s-a realizat prin dragostea față de cei nevoiași, față de cei care erau ocoliți, prin cultivarea rugăciunii și a iubirii față de Iisus, care a murit și a înviat pentru noi. Cine veghează este fericit, trăiește liniștit, chiar lângă cruce, chiar pe cruce, pentru că speră și crede în înviere. Se naște o întrebare: tu ești fericit? Da, fericit cu adevărat. Când cineva ne întreabă dacă suntem fericiți, poate suna banal, dar este o întrebare existențială. Ești fericit? Ești fericit cu viața ta, cu alegerile tale,
cu felul în care ai colaborat sau colaborezi cu Harul lui Dumnezeu, cu modul în care ai folosit talanții tăi? Ești fericit cu felul în care te pregătești pentru întâlnirea cu Domnul, pentru felul în care trăiești viața ta, singura viață pe care o ai? Ești un om fericit? Fericiți acei servitori pe care stăpânul, când va veni, îi găsește veghind. Fericiți suntem dacă ne așezăm la picioarele crucii și punem viața noastră în mâinile celui răstignit, mort și înviat pentru noi. Viitorul spre care mergem este deja plin de Dumnezeu. Hristos înviat este deja acolo și ne așteaptă. Fii smerit în fața Domnului și El te va înălța. Pune viitorul în mâna Domnului și El îl va face luminos. Toate acestea au fost trăite de fratele Eremia, nu fără încercări și suferințe, dar toate au fost depășite prin supunerea totală față de Dumnezeu Tatăl, sub îndrumarea și ocrotirea Măicuței Cerești. Sfântul Ioan Paul al II-lea a fost invitat la o conferință în cadrul căreia trebuia să dialogueze cu tinerii. Unul dintre ei, cu un puternic iz de nemulțumire și pretinsă a tot știință, i-a spus papei: eu m-am săturat de biserica asta de păcătoși, în care se minte, se fură, se greșește catastrofal. Sfântul Părinte Ioan Paul al II-lea i-a răspuns cu blândețe: fiule, știi, o singură mângâiere am, că în biserica asta despre care vorbești este loc destul și pentru sfinți ca tine și pentru păcătoși ca mine. În biserica lui Hristos și fiecare dintre noi este invitat să cultive propria viață. Este loc pentru fiecare dintre noi, așa cum ne dă această mărturie frumoasă Papa Ioan Paul al II-lea. Este loc pentru fiecare dintre noi. Grija noastră trebuie să fie să cultivăm viața noastră spirituală, să sfințim inima, trupul și sufletul nostru, să nu ne pierdem în a privi greșelile care există în biserică sau în jurul nostru. Dar preocuparea noastră este aceea de a fi sfinți, de a răspunde vocației noastre. Și pe timpul fratelui Eremia erau momente tulburi în biserică și exemple nu tocmai onorabile, dar el, urmând propria cale, educația primită și nenumăratele exemple de la familia sa, și-a croit drumul său în sânul bisericii până a deveni un model de urmat. Viața fratelui Eremia este un model pentru familiile noastre, este de o actualitate stringentă și ne-l amintim ca protector al emigranților. Citim de altfel în viața fericitului Eremia că devenise mâna dreaptă a celor suferinți, bătrâni, uitați și de multe ori neglijați sau chiar refuzați de ceilalți. Și ne amintim că mulți dintre fiii și fiicele neamului nostru au devenit astăzi mâna dreaptă a multora dintre cei lăsați singuri de către o societate care privește la părul alb doar din punct de vedere consumist, ca la o greutate de evitat, ca la o responsabilitate de pus pe spatele altuia. Fericitul Eremia a fost de asemenea și un sprijin pentru mulți tineri și tinerele din cetatea în care trăia, Napoli, căutându-le, de exemplu, un loc de muncă onorabil și încercând să le asigure un viitor decent. Este un gând confortant și un îndemn pentru mulți dintre tinerii și tinerele noastre, aflate pe meleaguri străine, în urmarea unui trai mai bun, a unui miraj, poate. Rămâne să ne răspundem singuri dacă viața unui sfânt, indiferent de epoca în care a trăit, poate fi actuală, dacă poate fi îndemn și ajutor. Ne amintim că tema de pregătire la această sărbătoare a fost familia creștină, familia fericitului Eremia, model și izvorul vocației tânărului Ion, care a fost dusă la desăvârșire departe de propria casă.
dar familia a fost cea care a semănat în inima, în sufletul tânărului Ion, dragostea față de Dumnezeu și față de aproapele. De aceea ne amintim și amintim părinților că este datoria lor educația în credință a copiilor. Este datoria lor să fie primul model de urmat pentru copiii lor. Ieremia a dus la desăvârșire ceea ce a primit în propria familie. Auzim tot mai mult părinți care se plâng de copiii lor. Dar care este exemplul pe care acești părinți îl dau copiilor lor? Aminteam în aceste zile că mama Margareta nu ezita să-i vorbească tânărului Ion despre moarte, despre iad, despre păcat și care și-a indicat instrumentele necesare pentru a-și păstra viața curată. Oare câți părinți din zilele noastre fac același lucru? Oare câți părinți din zilele noastre sunt un model în practicarea virtuților, în practicarea sacramentelor creștine? Câți părinți din zilele noastre au curajul să prezinte adevărul copiilor lor? De multe ori întâlnim părinți care le este frică să educe copiilor în ceea ce este învățătura creștină. Ne amintim că fratele Ieremia era căutat de dimineața până seara de către persoane greu încercate, care voiseră să le ajute și să le sfătuiască, călugări învățați, serioși și cu înclinații mult mai puternice spre aceste aspecte, fără ca să fi simțit aceste persoane vreo ușurare și care la o simplă vizită a fratelui Ieremia, cu acele puține, dar pline de iubire cuvinte, se simțeau ușurate și mângâiate. Depărea totul o minunăție. Iată, iubiți credincioși, avem un exemplu de urmat, un model, un mijlocitor. Suntem și noi invitați astăzi, asemenea conaționarilor noștri care au făcut-o până acum, asemenea celor care l-au cunoscut în viața sa reală de la Napoli, a celor care sunt departe, să alergăm și noi la fericitul Ieremia, să-i cerem ajutorul, să-i cerem mijlocirea, ca noi înșine să-L urmăm pe Hristos cu viața noastră. Dragi părinți, nu ezitați să vă încredințați lui Dumnezeu prin mijlocirea fericitului Ieremia în frumoasa misiune pe care o aveți în a vă educa copiii și a-i îndruma. Știm prea bine că fericitul Ieremia a avut o, putem spune chiar o predilecție față de mame, față de copii. Și avea întotdeauna o atenție deosebită și de la întoarcerea sa în România și chiar pe timpul pelerinajului până să ajungă aici la Onești, Ieremia s-a demonstrat atent față de mame și față de copii. De aceea, iată, astăzi, în această Sfântă Liturghie, vrem să încredințăm lui Dumnezeu familiile noastre, puse la încercare astăzi din multe puncte de vedere. Dar iată, nu suntem singuri, Dumnezeu este cu noi și ne întinde o mână de ajutor prin exemplul și mijlocirea fericitului Ieremia. Așadar, familia creștină nu este singură, are modele, îl are pe Dumnezeu însuși care este aproape. De aceea să nu ezităm să căutăm ajutorul la Dumnezeu și la mijlocitării Săi Sfinții. Lăudat să fie Iisus și Maria! Celor preiubiți, în lumina textelor sfinte, a cuvintelor părintelui predicator și în aceste atmosfere de sărbătoare
astăzi aici, mulțumindu-i lui Dumnezeu, ne recunoaștem credința noastră și speranța noastră, spunând, cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernic, Creatorul Cerului și al Pământului, a tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn Iisus, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, născut din Dumnezeu, născut din Dumnezeu, de al din Maria Dumnezeu, s-a răscrit pentru noi, s-a fost atât de mici s-a înviat și s-a sfârșit rău și s-a dedicat și rău și oameni să judece pe cei mici a cărui împărăție nu va. Celor prea iubiți, conștienți că facem parte din poporul noului legământ, consacrat slujirii lui Dumnezeu și chemat să crească pururi în sfințenie, să înălțăm cu încredere rugăciunea noastră către Domnul, avându-L ca mijlocitor pe fericitul Ieremia. Revarsă, Doamne, harul Tău asupra Sfântului nostru Părinte, Papa Francisc, asupra Episcopului nostru Iosif și asupra tuturor păstorilor sufletești, ca să poată călăuzi spre sfințenie poporul care l-a fost încredințat de Tine. Te rugăm, ascultă-ne! Te rugăm, Doamne, prin mijlocirea fericitului Ieremia, pentru preoți, călugări și călugărițe, ca ei să fie, asemenea fratelui nostru român, rodnici în săvârșirea binelui, umili în sărăcie, ascultare și castitate. Te rugăm, ascultă-ne! Te rugăm, Doamne, ca prin mijlocirea fericitului Ieremia, familiile creștine să experimenteze în situațiile concrete de fiecare zi eficacitatea sacramentului lor și să fie semne de speranță pentru cei care trăiesc în dificultăți. Te rugăm, ascultă-ne! Fă, Doamne, ca fericitul Ieremia, punte între Orient și Occident, să mijlocească harul de sus pentru toți aceia care lucrează în cadrul ecumenismului, ca, animați fiind de Hristos, să lucreze cu pasiune pentru unitatea tuturor creștinilor. Te rugăm, ascultă-ne! Prin mijlocirea fericitului Ieremia, dăruiește-le răposaților noștri să se bucure de contemplarea sfințeniei Tale. Te rugăm, ascultă-ne! Dumnezeule preasfânt, Tu dorești ca toți credincioșii Tăi să fie asemenea Ție. Pe mijlocirea fericitului Ieremia, dă-ne harul să-L urmăm necontenit pe Hristos, calea noastră, pentru ca astfel să ajungem să contemplăm negrăita frumusețe a feței Tale. Prin Hristos, Domnul nostru. Amin.
tuturor, pentru că jertfa mea și a noastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu. Primește, Doamne, darurile noastre în amintirea iubirii infinite a Fiului Tău și prin mijlocirea fericitului Ieremia, întărește-ne în slujirea Ta și a fraților noștri, prin Hristos Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul și, Doamne Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos, căci în viața Sfinților care pentru împărăția cerurilor s-au consfințit cu totul lui Hristos, noi cinstim lucrarea minunată a providenței Tale, prin care readuci firea omenească la sfințenie de la început, îi dăruiești o pregustare a bucurilor ce o așteaptă în viața veșnică. De aceea, împreună cu toți sfinții și îngerii, Te lăudăm cântând fără încetare. Doamne, izvorul la toată sfințenia, Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roada Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bunăvoie spre pătimire, a luat pâinea și mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu, care se jertfește pentru voi.
De asemenea, tu pe cină, luând pătirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi zicând, luați și beți din acesta toți. Acesta este pătirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne face împărtași de trupul și sângele Lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu Părintele nostru, Papa Francisc, episcopul nostru Iosif, cu toți episcopii și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii, și de toți cei care au răpusat milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli, cu fericitul Ieremia și cu toți sfinții pe care din veci i-ai iubit, să ne vrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să Te lăudăm și să Te preamărim, prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție Dumnezeule, Tatăl tot toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Îndemnați-te pe lunga Mântuitorului
și povățuiește învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune, Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, ce nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește de pace în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim purura liberi de păcat și feriți de orice tulburare. Așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pace mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale. Binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Abschibi, pace, pace vouă. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun și milostiv este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic, dar spune numai un cuvânt și te va dămădui trupul lui Hristos. Amen.
Să ne rugăm. Părinte Sfânt, care ne-ai primit la masa ta, ajută-ne să imităm exemplu fericitului Ieremia, care ți s-a consacrat ție din toată inima și s-a jertfit neîncetat pentru binele poporului tău, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Ne rugăm acum fericitului Ieremia aici, în sanctuarul său. Rugăciune către fericitul Ieremia pentru cei bolnavi. Doamne Iisuse Hristoase, care ai luat asupra Ta durerile noastre și ai purtat în patimile Tale suferințele noastre, Tu ne spui prin gura apostolului cine este bolnav să cheme la el preoții bisericii și aceștia să se roage pentru el, iar rugăciunea credinței va mântui pe cel bolnav. Prin mijlocirea fericitului Ieremia, cu smerenie Te rugăm pentru frații noștri bolnavi. Dă-le lor credință și nădejde, vindecă-i de neputințele lor și îndepărtează de la dânsii suferințele sufletului și ale trupului și ajută-le să se întoarcă la munca lor de zi cu zi, în deplină serenitate și sănătate, iar în mijlocul fraților, ție să-ți aducă cântări de laudă. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, roagă de mine, acum și slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Recomenam. Fericite Ieremia! Dragă Părinte Custode, Părinte Director al Sanctuarului, dragi frați și părinți capucini, Sfinția voastră, Părinte Decan și Paroc, toți și viți confrați într-o preoție, prezenți astăzi în sanctuarul fericitului Ieremia. Dragi persoane consacrate, iubiți credincioși. În primul rând vreau să mulțumesc Părintelui Custode, Părintelui Director al Sanctuarului, pentru această invitație și pentru această onoare. Ca aici, în sanctuarul din Unești, să pot trăi împreună cu dumneavoastră acest moment sfânt și să aduc și salutul episcopului nostru Iosif. Mulțumesc pentru că mi-este dat aici chip deosebit să mă întorc de aici, la Roma, în 1983, 30 octombrie. Sigur că poate ați mai fost și unii dintre dumneavoastră acolo și dintre părinții noștri. Dar eu vreau să spun că am avut bucuria de a fi martor în persoană, anume să pot să
lângă Sfântul Părinte, Papa Sfânt Ioan Paul al II-lea, la celebrarea momentului declarării de fericit a fericitului nostru frate și confrate Ieremia. Îmi readuc aminte cu mare bucurie și satisfacție că în sfârșit poporul nostru atât de credincios a avut o asemenea sfântă ocazie ca acolo, în piața Sfântului Petru, după un proces lung pregătitor, să fie ridicat la cinste altarelor, zic, oficial, pentru că sunt atâția care sunt de prețuit, ca și fericit, deci sfânt înaintea lui Dumnezeu, unul dintre noi, unul din Moldova, unul dintr-o familie atât de binecuvântată și numeroasă, unul care să fie, iată, așezat înaintea noastră ca și model, unul care să fie de acum cel care ne cheamă mai mult la împlinirea unei demnități creștine și umane. A răsunat pentru prima dată în piața Sfântului Petru cuvinte în limba noastră română. L-am ascultat pe Sfântul Părinte Sfânt Ioan Paul al II-lea vorbindu-ne tuturor de la inima sa și în limba noastră. În piața Sfântului Petru a fost o atmosferă cu totul particulară. De ce să nu spunem? Prima dată când, iată, poporul român, printr-un fiu al său, a fost în centru atenției și a Sfântului Părinte, a Bisericii și a lumii. Sigur că Dumnezeu știe și are în ceruri atâți alți sfinți. Dar iată că acum s-a ajuns la un asemenea moment pe care nu putem să-l uităm. Nu trebuie să-l uităm. Că avem o chemare prin acest frate al nostru la o trăire demnă, creștină, curajoasă, plină de dragoste, plină de jertfă în persoana fericitului Ieremia. Ne-am bucurat să știm că la această cauză de declarare de fericit au lucrat atâția în istorie, imediat după cum, după ce el a murit. A așteptat, dar a venit clipa când și Sfântul Părinte a spus să fie declarat, să fie așezat în candelabru bisericii un fiu al poporului român. Și greco-catolici, și ortodoxi, și romano-catolici, și toți de toate limbele din România s-au bucurat nespus de mult și ne-a rămas o datorie. Să nu-l uităm. Sigur că ne bucurăm ca părinții capucini în provincia din Napoli a ajuns
să vină aici la noi și să facă să fie vie imaginea acestui frate de-al nostru. Aici la Onești sau în alte părți ale diecezii noastre, la Roma și peste tot. Și să-l avem în casele noastre pe fratele nostru, el și chemare. Nu trebuie să uităm. Avem o datorie ca exemplul lui să continue. Și le mulțumim părinților capucini. Le mulțumim tuturor persoanelor care îl iubesc pe fericitul Ieremia și care se străduiesc să poarte mai departe imaginea lui simplă, dar profundă, generoasă. Unul care a știut să poarte în lume imaginea unui român adevărat, plin de demnitate, de curaj și de iubire. Sigur că mă bucur să aduc acest salut și această trăire pe care eu am avut-o atunci și de atunci sigur că nu se poate șterge din memoria mea și a noastră a tuturor. Îl preamărim pe Dumnezeu pentru că l-am primit și rugăm pe Dumnezeu ca El să fie mereu între noi, mai ales acum, în această perioadă grea, în această pandemie, în această suferință. El, care s-a jertfit atâția ani pentru cei sărmani, săraci, bolnavi, mănăstire sau în afară, El să ne încurajeze în a duce cu curaj mai departe această strădanie a noastră de a ne ridica, de a ieși din suferință, cu ajutorul lui Dumnezeu, să mijlocească pentru noi și poporul nostru. Cu aceste gânduri, sigur, primim acum binecuvântare și încurajare pentru a nu-l uita pe fratele nostru Ieremia și pentru a ne ruga ca să avem alți noi frați și surori din România ridicați la cinstea altarelor după fericitul nostru episcop martir Anton Durcovici. Și sigur că lista este deschisă mai departe. Veronica Antal și alții care au știut să se jertfească, să continue în poporul nostru să fie această bucurie a căutării lui Dumnezeu, a iubirii celor care se află în suferință și a încurajării tuturor celor care trec prin încercări. Să ne ajute Dumnezeu și Maica Sfântă pe care fericitul Ieremia atât de mult a iubit-o și fratele nostru, să rămânem cu adevărat fideli chemării noastre de creștini din România. Lăudat să fie Iisus Hristos! Mulțumim, preasfințite, pentru aceste cuvinte atât de frumoase. Ne-ați vorbit ca un martor, evocând acea zi memorabilă, 30 octombrie 1983. Iubiți credincioși, în acea dată, ziarul Osservatore Romano, ziarul Cetății Eterne din Vatican, dedica o ediție specială care avea acest titlu: Ieremia Stoica, capucinul român care a iubit săracii și a slujit bolnavii. Această ediție specială cupritea articolul monseniorului P.
Petru Ghergel, cu titlul Pelerinul iubirii. Și în acest articol, Preasfințitul scria de această zi memorabilă, spunând că reprezintă un eveniment cu totul special pentru istoria spirituală a poporului creștin-catolic din Moldova, așa cum am ascultat astăzi din cuvântarea pe care a purtat-o. L-ați numit pe fratele Ieremia Pelerinul iubirii preasfințite, apelativ pe care noi adeseori astăzi îl folosim în invocațiile noastre pe care le facem lui Dumnezeu prin mijlocirea fericitului Ieremia. Vă mulțumim pentru că astăzi ați ținut așa de mult să fiți cu noi, făcând acest drum, acest pelerinaj din iubire față de confratele nostru capucin. Vă mulțumim și suntem recunoscători pentru efortul depus. Mulțumim de asemenea confraților preoți în frunte cu părintele decan de Trotuș, părintele Cojucaru Gheorghe, pentru persoanele consacrate prezente aici în sanctuar, pentru dumneavoastră care ați venit din diferite părți, diferite parohii, dar și de aici, din Onești. Un mulțumesc special părintelui Eugen Giurgică, predicatorul de astăzi, dar și predicatorul zilelor trecute. Am avut un tridum în care părintele Eugen a predicat despre viața fericitului Ieremia, subliniind în mod special familia fericitului Ieremia, un model pentru zilele noastre. Vă mulțumim, dragi terțiari, dar și vouă, dragi voluntari, care vă implicați de fiecare dată pentru pregătirea și curățenia sanctuarului. Domnul să vă răsplătească așa cum știe El. Am lăsat la urmă mulțumirile pentru cor, pentru că aș vrea să dedic așa un cuvânt în plus. Corul Pax et Bonum anul acesta împlinește 10 ani și acest cor a luat naștere în 2011, mai exact în luna aprilie, sub conducerea doamnei profesor Monica Grosu, fiind format din circa 30 de membri până în anul 2015, când a venit la conducerea corului tânărul dirijor Justin Călin, care împreună cu organistul Mihai Laslău, actualul dirijor, au dus mai departe tradiția acestui cor minunat. Corul a avut de-a lungul anilor diferite colaborări artistice și cu membrii corurilor celor două biserici locale, Sfinții Petru și Paul și Sfânta Tereza, dar mai ales cu tânăra orchestră Băcăoană, cu care a asigurat cântările tuturor marilor sărbători ieremiane. În anul 2017, corul reunit a plecat în Italia, unde împreună cu un alt cor italian a susținut un concert memorabil într-o frumoasă localitate din Bergamo, în nordul Italiei. Această experiență minunată reprezentându-se anul următor și în România, unde frații au găzduit corul italian, care împreună cu corul Pax et Bonum au pus în scenă un alt concert dedicat publicului oneștean. Au urmat apoi diverse ieșiri, precum Stănic Moldova, Međugorje, Timișoara, unde corul a susținut diverse momente artistice și religioase. Acest cor este dus mai departe astăzi de tânărul Mihai Laslău, care cu mult brio continuă această misiune sub buna îndrumare a fraților capucini, mereu prezenți în susținerea corului și a fericitului nostru Ieremia Valahul, care în toți acești 10 ani a vegheat și a binecuvântat acest frumos grup care prin cântările sale îi aduce laudă lui Dumnezeu. Vă mulțumim din inimă pentru ceea ce faceți, Dumnezeu să vă binecuvânteze, iar vouă, iubiți credincioși, care ați participat la acest moment, această liturghie solemnă, fericitul Ieremia să mijlocească tuturor harurile sale, așa cum avem noi nevoie, și vă spunem pace și bine! Pace.
Domnul să fie cu voi. Să fie numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este în numele Domnului. Prin mijlocirea preacurată, Fecioare Maria și a fericitului Ieremia, să vă binecuvânteze pe voi atotputernicul și veșnicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace.